Producătorii au făcut roast de bani pentru emisiune de la Vlad Casino. Eu nu înțeleg de ce roastul Brașovului. Da. Dar tot la moldoveni, asta nu. Sunt, nu știi, foarte suculenți. Pentru că sunt peste tot acasă. Doamna Miță, cum vi se pare ce ați văzut până acum? Brașovul e cel mai frumos oraș. Ceapă. Plin de moldoveni. Și moldovenii sunt și ei oameni, nu mai... Cercetări. N-a fost stabilit încă. Și moldovenii... Arătați-ne acte. Ce fel de oameni... Ce fel de oameni, rămâne să vedem. Vedeți geografic. Într-un episod viitor. Mi-a plăcut, într-adevăr. Dar meritau să câștige. Pârșit. La prima Mulțumim. Rundă. Da, la prima rundă, că Mulțumim. Au avut ceapă. Câtă ceapă ne-a băgat ăsta. Bine că nu-și bagă altceva, doamne. Că mai ar fi asta. A omorât-o pe doamnă. Ceapă. A terminat-o pe doamnă cu atâta ceapă. Sunteți o scumpă. Deci meritam să câștigăm, asta e important. Au muncit și au de muncit la Brașov. Se muncește, nu-i ca la Târgoviște. Se pare că o provocare a fost lansată chiar în momentul ăsta. Pentru târgovișteni. Pentru voi care angajeze. A, nu pentru echipă, că ei n-au muncit în Târgoviște. Pentru târgovișteni, la târgovișteni. Față de brașoveni, la noi să muncește la târgoviște, să mai chiulește. Pune o ceapă și un morcov și atât. Dar să fi luat-o în zona oieritului, să vadă cum să mulge o oaie. Păi nu e timpul pierdut, doamnă. Și cum să face o brânză. Că de mâncat e foarte bună, dar să vedeți câtă... Câtă muncă e. Doamnă, dar brânza aia de pe marginea drumului e adevărată? E vero? E... Să știți că e brânză și brânză. Așa? Îmi permiteți să-mi tatuiez asta? Excelent, doamnă, vă mulțumim. Bun. Aveți niște apă să-mi aruncați pe față? Vă mulțumim frumos, doamna Mița, să rămână. Producătorii au făcut roast de bani pentru emisiune de la Vlad Casino.